Andreea și aceasta este continuarea videoclipului Dacă nu răspunzi corect, cazi în piscină. Și astăzi suntem cu Orange Blue. Yay! Salut! Vlada! Vlada, vlogul... Da. Hello darkness, my old friend. Eugen, care a avut foarte mult de suferit în vlogul de pe canalul Sper lui. Sper că în challenge-ul de azi o să răspund corect, nu o să cad în piscină. Da, sper în continuare. Dacă încă n-ați văzut partea de pe canalul băieților Orange Blue, aveți linkul în descriere. Iar astăzi o să vedem cât de bine ați învățat voi la liceu, cât de atenți ați fost. O să fie întrebări de logică și chiar sunt curioasă cine o să fie cel mai ud la final. Așa că haideți să începem! Eugen, pentru că îl văd așa foarte speriat. Ce machiaj folosesc eu? Adevărul este că eu acum mă răzbun de fapt și chiar dacă o să răspundă corect, eu tot le tai fumă, așa că ne răzbunăm. N-am cum să mă răzbun pe voi, adică nu, stați liniștiți. Haideți să începem cu prima întrebare. Cum vă simțiți? La înălțime! Oh my god! Oh my god. Eugen nu se simte la înălțime după fața lui. Știți, mie îmi place Eugen cum se ține cu degetele la picioare de sfoară. Are impresia că o să-l salveze. Băi, dar nu. Andreea, spune-mi, te rog, ce sfat îmi dai? Cum să cad mai bine? Nu vreau să mă lovesc, mi-e frică. Ce trebuie să fac? Relaxează-te, Vlada, o să fie bine. Prima întrebare, scrieți toți în comentarii care credeți că este răspunsul corect. Poate îl salvați pe Eugen. O pisică albă urcă într-un copac. În ce mod coboară pisica? Cum coboară ea? Stai! O pisică albă s-a urcat în copac. Cum coboară? Albă! Corect! Mamă, și atât de mult am fost! Întrebarea pentru Vlada. Care este cea mai mică soră din familia Kardashian? Kylie! Soră, nu frate! Corect! Mamă, dar voi o să greșiți azi vreodată că m-am săturat. Ia stai un pic, iau telefonul și caut niște întrebări, mai că văd că... Întrebarea pentru Adi. Care e raza soarelui dacă un cal cântărește 140 kg? Dacă 3 ouă fierb în 10 minute, 56 de ouă în câte minute fierb? Clasic, 10 minute. Da. Știe întrebarea. Smart! Degete arăt acum după spate. Câte degete am arătat acum după spate? Zero! Uite, ai arătat zero! Eugen, să știi că... Mă dor degetele și spatele, nu știu de ce. Deci s-a auzit așa. Chiar nu am crezut că o să fiu eu primul care fac baie în piscină. Pentru următoarea întrebare avem nevoie de încă un invitat special. Acum în studioul Orange Blue vine editorul care editează toate videoclipurile. Chiar acum în premieră... Salutare la toți! Așa, acum Danu o să-mi zică la ureche câte kilograme are. Următoarea întrebare pentru Vlada este: câte kilograme are editorul Orange Blue? Eu nu mai pot, eu plâng! Ia arată burta! Arată de tot, ce? Ai 100? Aha! Scrieți în comentarii 100 cât? 15. No. Bă, cum a putut să... Noghi! N-am reușit să-mi iau respirația. Întrebarea pentru Adi. Adi, ce se umezește în timp ce se usucă? Umezește în timp ce se usucă. Prosop. O știai, Andreea. Asta e răspuns corect. Da. Nu l-am spus din cap.
Următoarea întrebare, la fel, revenim la Eugen. Eugen, de ce ești așa disperat? Următoarea întrebare, poate ghicești, pentru că vezi în fața ochilor tăi. Câte pătrățele are bluza mea? Stai să le număr. Câte pătrățele? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bine, hai că nu e corect, da, nu este corect. Hai să punem o întrebare la care logic ar trebui să știi răspunsul. Întrebarea mea, la ce oră m-am trezit azi dimineață? Așa, două ore ți-a să-ți faci părul, să te machiezi. Hai să fie 9 și 20. Nu 9 cred. Și 20. Era, din păcate, ora 11. Nu, sper că glumești. Nu! Asta este un semn de am ghicit! Chiar era ora 11! Bă, uitați! Mamă, îmi pare rău, Eugen, dar m-am trezit la ora 11. Da. Bune întrebări, Andreea! Chiar bune! Este verde, are 6 picioare și dacă cade dintr-un copac, te omoară. Dacă cade dintr-un copac, te omoară direct. E o întrebare capcană? Da. Dar ce cade în copac? Ce spun? Cactus? 5 4 3 2 1 Vlada, ești sigură că nu știi răspunsul? O răspuns acum, repede! Răspunsul corect este... masa de biliard! Dar de ce te râzi, nu înțeleg? Am auzit răspunsul! Care? Masa de biliard! Andreea, tu pe care planetă trăiești? Planeta mea n-am văzut niciodată o masă de biliard să cadă din copac. Întrebarea mea pentru Adi. Cât este litrul acum? De vin undeva 20 de lei. Nu, nu mai ascultă până la final. Nu litru de vin, litru de combustibil. La ora actuală. Adi, ca să fiu mai corectă cu tine, chiar la motorină vreau să-mi zici prețul. Andreea se răzbună pe noi. 7,4, 36, plus minus la noi e mai scump. 35. Ai fost aproape, dar răspunsul este... greșit, hai 26 zice. Așa, întrebarea mea pentru Eugen, puteam să-i o pun Vlade, pentru că ea cu siguranță va ști răspunsul, dar eu pun lui Eugen pentru că nu cred că el se pricepe în machiaj. Întrebarea pentru tine este, fără ce produs de make-up, eu nu aș putea trăi? Tu sau fetele? Ei, fetele! De bine, de fapt! Eu nu știu cum să pronunț. Ce e asta ca idee? E ceva legat în zona de sus. E siguranță în zona fetele. Mă refer că este ceva în zona asta. Deci, Andreea, îți dau două variante de răspuns. Sau ruj, sau fond de ten. Băi, ți-am spus că e în zona... Eugen, nu poți să te dai cu ruj aici, eu îți arăt zona ochilor, că e în zona asta, ochilor. Nu știu! 5 4 Răspunsul corect a zis deja Vlada și a zis că și ea la fel nu poate trăi fără asta, adică produsul nostru favorit este concealerul, corectorul. Puteți spuneți cum vreți. Ca să înțelegeți, deci toată echipa Orange Blue formată din 7 băieți, toți am încercat să ghicim, nimeni nu ghicim. Uitați-vă cât băieți și n-a ghicit nimeni, dar răspunsul corect de fapt, este concealer. Ceea ce se aplică doar sub tot, ca să nu ai vânăte. De exemplu, când nu dormi, te dai aici și gata, arăți fresh. Vlada, întrebarea mea, minus cât la vedere are Adi? Avea minus mult. Minus mult? Minus mult, clar. Asta e răspunsul, minus mult. Tu uita la mine, nu știu. Dar nu ține-ți. 60. Răspunsul tău este... minus 4. Mamă, dar tu chiar ai ținut minte ce? Nu chiar am minus 4? Adi tocmai ce mi-a zis, pentru că l-am întrebat 5 minute în urmă minus cât are și a zis că are minus 4, deci se vede că Vlada este o prietenă foarte bună și chiar a memorat minus cât are Adi. Care este animalul preferat al Vladei? Vlada a ținut minte minus cât ai tu, tu trebuie să-ți minte care e animalul ei preferat, că sigur ți-a zis. Vlada, nu șoc tu. Dar tu știi? Da, mi-a zis. Animalul preferat al Vladei, iar răspunsul tău este... Pipara, nu știu. Tu vorbești serios. Ce nu-i capibara? Tu spuneai de capibara. Ce spuneam? Tu spuneai de capibara.
Întrebarea mea pentru Eugen. Când ultima oară și-a pensat sprâncenele Adi? Uitați-vă la Adi și spuneți când ultima oară credeți că și-a pensat sprâncenele. Toate fetițele scrieți în comentarii. Fete, vă rog mult. Andreea, de unde știi tu când Adi și-a pensat? Păi tu crezi că eu chiar am venit în acest vlog nepregătită? Tu crezi ce am făcut eu până acum? Am fost la tot și v-am pus întrebări ciudate. Mi-am notat totul. Adi, când ultima dată ți-a... La cum arată niciodată, cred că. Asta a fost urât, vă rog eu mult. Admirați sprâncenuțele mele. Andreea, te rog, taie. Te rog să taie. Acolo să stai, cu sprâncenile tale nepensate. Deci, de parcă în episodul nostru de pe canal am fost eu prezentator și se răzbună pe mine. Întrebarea mea pentru Vlada. Ce spune un perete verde unui perete albastru? Sincer, eu habar n-am cum să răspund la astfel de întrebări. Zici că... Băi, mi-a venit răspunsul ca... Gata, știu. E de logică? Nu. Nu știu ce poate să-i zic. Ce verde ești? Îmi pare rău, dar un perete verde îi spune un perete albastru. Ne întâlnim la colți. Dar ce e rece apa? Și ultima întrebare din acest vlog, vlogul deja este pe final, este pentru Adi. Adi, ești gata să răspunzi? Răspunde corect sau suferă, ești gata? Eu cred că abonații mei o să răspundă corect, tu nu știi. O întrebare capcană. Ce este o zebră? Ce? Ce este o zebră? Un animal. Filozofic vorbind, din punct de vedere al lui Aristocrat, zebra semnifică diferența dintre la dracu, no! Cine știe, no, 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 nu știu. Și da, dragilor, aici se termină vlogul nostru. Răspunde corect sau super. După cum puteți să vedeți, nimeni n-a scăpat cu vasma furată, nimeni n-a putut să suferi. Da. Vreau să spun că în urma acestui clip nimeni n-a suferit, nimeni n-a rămas cu lovituri, ceva, cu răni, nimeni nu s-a vânecat în apă, totul e ok. Vreau să vă întreb pe voi, cum vi s-a părut vlogul ăsta? Ud. Întrebările nu ne-au plăcut. Au fost de... Mie mi s-au părut amuzante, mie mi-a plăcut. Păi, Eugen, nu puteam să te întreb ceva pentru că, efectiv, Eugen este omul care știe răspunsul la orice întrebare. Orice întrebare ți-aș fi pus, tu deja știi, pentru că ai răspuns la toate. Noi deja am făcut multe challenge-uri cu răspunde corect sau suferă și cumva ne se repetă pe toate, Google, da. Eugen știe răspunsurile, cu ce mă dau eu? Cu ruj, pe orice. Asta a fost comic. Așa că, da, dragilor, dacă v-a plăcut acest vlog și mai vreți vloguri cu Orange Blue și cu toată echipa, nu uitați să dați un like, un share ca să-l vadă și prietenii voștri. Și vă reamintesc că aveți cealaltă parte, mai exact prima parte, răspunde sau suferă, cazi în apă, pe canalul Orange Blue și vedeți acolo prima parte. La fel este exact de interesant, doar că am stat și eu așezată ca Vlada, ca Eugen, ca Adi. Și vă zic un, așa un spoiler, chiar nu m-am descurcat. Dacă v-a plăcut, uitați să dați un like, un share, ca să vadă și prietenii voștri, iar cu voi a fost ca întotdeauna a voastră, Andreea Postanica și... Orange Blue! Așa. Nu, pentru că m-ai mințit, ai zis, am crezut că am ghicit! Zic să ghicească ce număr arăt, chestii din astea, că văd că ei n-au niciun stres, ăștia... Alo, da, mama. mă scuzați, echipă. Da, mama, sunt foarte ocupată. M-a făcut grasă. M-a făcut grasă. Gata! Domnul Mario, am vrut să de la... Oficial, este cel mai ciot evident care n-ai putut să-l filmă vreodată. Dubla 3? Nu mai filmat!